Dimineața. Sper că toată lumea mă aude și suntem în conferință deja. Cel puțin asta arată timpul. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim că ați găsit timp să fiți astăzi împreună cu noi, în această frumoasă dimineață de septembrie, să fiți alături de biroul din Moldova al Fondului Națiunilor Unite pentru populație, la un frumos eveniment, dar înainte de a porni evenimentul propriu-zis, eu am să vă rog să fiți atenți că există un bloc care se numește Traducere, Translation, pe ecranele dumneavoastră și în momentul în care dumneavoastră optați pentru traducerea în engleză, atunci apăsați și alegeți varianta engleză, iar atunci când aveți nevoie de traducere în limba română, vă rugăm să alegeți canalul spaniolă, Spanish. Este o chestiune care ține de niște tehnologii pe care nu o să le explic acum, dar anume canalul spaniol va oferi traducere în limba română. Deci, încă o Aproape dată, de microfon, aproape de microfon. și domnilor, vă mulțumim pentru faptul că ați ales să fiți alături de noi, și de biroul din Moldova al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Astăzi oficiem lansarea unui proiect inovator și important pentru țara noastră, care are ca scop schimbarea unei situații existente, dar și a mentalității populației noastre, și anume va promova schimbarea treptată a vieților de mii de femei și bărbați, va asigura egalitatea și echitatea acestora și poartă titlul de Mai multe oportunități prin politici prietenoase familiei și devine posibil până în anul să fie implementat până în anul 2022 de către Agenția Austriacă pentru dezvoltare. Dar pentru a afla mai multe despre proiect într-o formă mai accesibilă, eu am să vă invit acum să urmărim un mic filmuleț animat care vă va face cunoștință cu componentele acestui proiect. Ne aude cumva, vedeți videoul? Nu vedem. Rugăm foarte mult asistența tehnică, așa, chiar acum. Moldova, 9 din 10 femei cu copii de până la 3 ani nu sunt angajate în câmpul muncii. Se estimează că femeile investesc de circa 3 ori mai mult timp pentru lucrul casnic și cel de îngrijire în comparație cu bărbații, deși tații au și ei posibilitatea să beneficieze de concediu de îngrijire a copilului. În 2019, mai puțin de 8.000 de bărbați au profitat de această oportunitate. În rezultat, femeile fie nu reușesc să-și atingă potențialul în carieră, fie aleg să aibă mai puțin copii decât și-ar fi dorit, fapt ce dăunează familiilor, economiei și întregii societăți. Politicile prietenoase familiilor, adoptate de guvernele și mediul de afacere din unele țări, au dus la sporirea numărului de femei angajate și au adus multe alte beneficii. Spre exemplu, accesul rapid la facilitățile de alăptare la locul de muncă au demonstrat efecte pozitive asupra reducerii frecvenței și duratei depresiilor postnatale și diminuării riscului de cancer mamar. În plus, recuperarea investiției pentru crearea acestor spații se realizează cu un surplus de 200%.
Atât guvernul, cât și sectorul privat trebuie să ofere părinților programe de lucru flexibile, concedii medicale și de îngrijire a membrilor de familie bolnavi sau cu dizabilități, programe de sănătate pentru angajați, spații pentru alăptare și camere de odihnă pentru copii la locul de muncă. Toate acestea pentru o comunitate sănătoasă, o creștere economică și un impact demografic pozitiv, condiții necesare unei dezvoltări durabile a țării noastre. Iată de ce Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Populație, cu susținerea Agenției Austriece pentru Dezvoltare, va ghida companiile din sectorul privat și guvernul în extinderea politicilor și practicilor prietenoase familiei. După cum vedeți, ambițiile acestui proiect sunt foarte mari și la ora actuală, ținând cont de viteza cu care se desfășoară evenimentele și viața publică, economică în Republica Moldova, ne pun în situația să ne gândim mai mult ca niciodată la rolul egal al femeilor și bărbaților în viața socială, politică, dar și în viața de familie. Și sub acest aspect, de asemenea, este foarte importantă participarea nu doar a factorilor politici, a partenerilor de dezvoltare, dar și a întreprinderilor de stat și private. Noi vom mai reveni la acest subiect, dar nu înainte de a oferi cuvântul doamnei Nighina Abasadze, reprezentantul rezident UNFPA în Moldova, care ne va vorbi despre așteptările cu referință la acest proiect, dacă ne raportăm la situația actuală și ce am vrea să obținem într-o perioadă de timp, cel puțin schimbările până în 2022 și modul în care va funcționa societatea după implementarea acestui proiect. Vă rog mult, doamna reprezentantă! Thank you very much. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult! Doamna secretar de stat, doamna Dubescu, domnul Carner, domnule președinte a Camerei de Comerț și Industrie, dragi parteneri ai sectorului privat și dragi colegi, îmi pare foarte bine să vă pot ura bun venit astăzi la acest eveniment. În această formă virtuală ne-am întâlnit pentru a vorbi despre necesitățile imperative ale societății Republicii Moldova, dar și a întregii regiuni în ceea ce privește susținerea familiilor și mai ales a femeilor, pentru ca acestea să-și poată echilibra viața profesională și personală și pentru a-și putea îndeplini aspirațiile profesionale de asemenea. Conversațiile astăzi se referă la politicile familiale sensibile la dimensiune de gen. Cu toții știm că politicile familiale sunt fac parte din politicile sociale, iar aceste politici reprezintă o generație nouă a politicilor de acest aspect. Pentru UNFPA este esențială puterea de alegere în ceea ce privește dezbaterile în domeniul politicilor familiale, pentru că privilegiul de a putea face o alegere a trebuit să fie disponibil în mod egal atât bărbaților cât și femeilor. Din păcate, consecințele crizei economice, deficiențele în materie de servicii sociale, pandemia, au făcut ca accentul să se pună pe activitatea neplătită făcută de femei. Ceea ce înseamnă că se încearcă o rezolvare a soluției situației din contul drepturilor femeilor și care trebuie să îndeplinească foarte multe responsabilități casnice. Pe lângă aceasta, pe lângă mărirea populației vârstnice în Republica Moldova și în regiune, asta tot așa, având în vedere sistemul social care există, reiese că iarăși femeile au grijă și iarăși fac servicii neplătite, să zicem așa, și pentru persoanele vârstnice, îngrijind și copiii și vârstnicii, totodată renunțând la aspirațiile lor de carieră și de activitate plătită. Combinarea acestor roluri poate să aibă un efect negativ asupra femeilor, poate să fie vorba și de stare emoțională în ruda acestora, impactul asupra sănătății, totodată și drepturile la pensie ar fi reduse pe viitor. Femeile sunt afectate și stresate de această dilemă în care se află. Acești factori contribuie și la rata fertilității în scădere în Republica Moldova, dar și în regiunea respectivă, în multe țări, dar și dincolo de regiune, astfel că scăderea ratei
fertilității este un aspect delicat și este un aspect de îngrijorare și în materie de demografie, având în vedere îmbătrânirea populației și declinul populației, numărul populației totodată. Sondajul de generații și de gen elaborat de UNFPA oferă informații academice, bazate pe cercetări academice și arată că femeile din regiunea aceasta doresc să aibă cel puțin 2 copii, de fapt. De fapt, ne arată că rata fertilității ar putea să fie 2,4, dar când vorbim despre fertilitate, în realitate, aceasta este, de fapt, la 1,3-1,5 în regiune, dar în Moldova este 1,8. Care sunt motivele discrepanței între dorințe și fertilitatea reală? Faptul că aceste rate nu corespund, asta de fapt ne spune despre faptul că există obstacole în societate din cauza cărora femeile nu își pot valorifica intențiile de fertilitate. În consecvență între intenții și comportamentul, de fapt, aceasta începe să se vadă după vârsta de 27-29 și există o relație puternică între vârstă și căsnicie, nivelul de studii al femeilor, dar pentru bărbați lucrurile astea par să fie mai puțin importante. Femeile trebuie să îndeplinească mai multe roluri ca îngrijitoare, totodată încercând să-și îndeplinească visurile profesionale. Iar având în vedere pandemia COVID-19, problemele nu au fost doar sau doar înrăutățit doar în această perioadă. În perioada de criză, femeile încearcă să facă față și responsabilităților de la serviciu și responsabilităților de acasă. Aș vrea totodată să subliniez rolul bărbaților în acest context, deoarece politicile familiale adaptate la dimensiune de gen recunosc și responsabilitățile bărbaților în contextul luptei pentru egalitate de gen. Așadar, rolurile de gen, distribuirea acestora, au impact asupra femeilor, bărbaților și copiilor lor. Această lacună între rolurile între lor fac ca valoarea femeii să fie văzută într-o familie doar ca importanță de punct de vedere a reproducerii. Astfel că, având în vedere datele pe care le-am colectat, putem să vedem că bărbații înțeleg, recunosc că petrec foarte puțin timp cu copiii din cauza activităților și rolurile de gen restrictive care le-au fost impuse de societate. Și noi înțelegem, recunoaștem că bărbații și băieții sunt aliați importanți și agenții ai schimbării. Nu ar trebui să fie motivați sau împiși de frică, de rușine, dar din contra ar trebui să fie încurajați de ideea unei schimbări graduale pozitive pe termen lung. Dragi colegi, proiectul regional UNFPA care se lansează astăzi acoperă țările balcanice și Republica Moldova, iar aceasta va fi o transformare în sine, deoarece vor fi abordate toate problemele pe care le-am menționat mai devreme dintr-un punct de vedere foarte complex, cuprinzător. Va fi vorba despre rolurile de gen, se va populariza faptul că implicarea egală în activitățile familiale, în familie, atât pentru bărbați și femei, este benefică. Această implicare egală este benefică pentru toți. Noi considerăm că sectorul privat este principalul nostru aliat în crearea unor modele de afaceri care de asemenea este încadrat acest aspect de prietenie față de familii. După screening-ul din sectorul privat, putem să spunem cu bucurie că sunt mai multe companii care deja au introdus măsuri prietenoase familiilor și vom ajuta în sensul consolidării acestor măsuri. În cadrul acestui proiect vom implica companiile în instruiri despre politici, despre activități care să fie menite să schimbe oarecare practici care să fie utile angajatorilor, să facă oarecare schimbări în viața profesională și de familie, cu Panilino, Fidesco, Orange. Mai sunt și alte părți interesate care pot să fie implicate în acest sens. Aș vrea să transmit sincerele mele mulțumiri Camerei de Comerț și Industrie pentru implicare deplină și pentru parteneriatul puternic stabilit și, de asemenea, să mulțumesc companiilor pentru gândirea inovativă și pentru deschiderea față de progresarea sau față de propulsarea schimbării. De asemenea, aș vrea să subliniez că sistemul, climatul de companii, mediul de companii, de asemenea, sunt binevenite să contribuie pentru a
modifica, extinde, îmbunătăți cadrul de politici familiale. În acest sens, vreau să mulțumesc Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru sprijinul oferit și apreciez prezența doamnei secretare de stat, domnului Rusu și domnului Popescu la acest eveniment. Și în cele din urmă, sunt bucuroasă să menționez faptul că acest proiect nu ar fi fost posibil fără sprijinul Agenției Austriece de Dezvoltare, iar domnule Karner, ne pare foarte bine că și dumneavoastră sunteți alături de noi și mulțumim foarte mult, Ada, pentru toată asistența, pentru tot sprijinul oferit. Prezența ADA în Republica Moldova s-a transpus în mai multe inițiative transformative care schimbă viața și suntem recunoscători că guvernul austriac sprijină acest proiect ambițios și inovativ pentru Republica Moldova. Așadar, în concluzie, sperăm că acest proiect va mobiliza toate forțele necesare, toată energia necesară și că vom avea un vector al schimbării sustenabil, dragul tuturor, pentru binele tuturor în Republica Moldova. Cu nerăbdare vrem să facem pași următori și mulțumesc tuturor pentru prezență astăzi. Mulțumesc. Dau cuvântul moderatorului. Doamna Abatzadeh, vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare și în special vrem să mulțumim partenerii noștri de dezvoltare pentru faptul că ei ne ajută să implementăm niște politici moderne care să ne permită dezvoltarea și democratizarea de mai departe a țării, care este pur și simplu imposibilă fără noțiuni cum ar fi echitate de gen sau egalitatea șanselor pentru femei și bărbați. În același timp, noi suntem conștienți că, din păcate, Republica Moldova se confruntă cu grave probleme demografice care se exprimă printr-o demografie, tendință demografică negativă și că, de fapt, ține de sarcina Republicii Moldova să gândească astfel de politici care ar putea să încurajeze natalitatea, care ar face procesul de creștere al copiilor, o grijă comună a familiilor cu posibilități de creștere în carieră, de creștere profesională pentru ambii părinți. Anume, în acest sens, sperăm că avem vești bune și de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru că avem astăzi alături de noi două reprezentante marcante. Este vorba despre Nelia Rusu, secretar de stat în domeniul asigurărilor muncii și demografiei din Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și Giulietta Popescu, secretar de stat în domeniul asistenței sociale, în Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și am să le invit pe dumnealor să ne relateze despre promovarea politicilor familiale sensibile la gen ca măsură de contracarare a schimbărilor demografice din Republica Moldova. Vă rog mult! Deci, stimată doamnă Neghina Abatzadeh, stimate domnule Karner, stimate domnule Harea, dragi prieteni, dragi colegi, vă salut la acest eveniment frumos și, în primul rând, vă felicit cu ideea lansării acestui proiect regional mai multe oportunități de politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova. Un proiect foarte important și aș remarca ambițios, care își propune niște obiective clare și rezultatul acestui proiect bazându-se pe teoria schimbării. Și relatarea mea aș vrea să subliniez și despre eforturile guvernului, anume ce ține de modificarea legislației muncii și asigurărilor sociale în vederea menținerii echilibrului de viața profesională și cea personală a bărbaților și femeilor. Deci în anul curent a fost modificat codul muncii, astfel încât a fost posibilă reglementarea muncii la distanță. De asemenea, a fost introdus un articol nou ce ține de regimul flexibil de muncă, deci angajatul împreună cu angajatorul pot decide asupra acestui regim care este diferit de acel regim de muncă în cadrul unității, toate aceste măsuri anume spre concilierea vieții de familie cu cea profesională. Și, de asemenea, în partea ce ține de concediile de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani, de asemenea, cunoaștem faptul că au intervenit modificări legislative în
achitarea acestei indemnizații, deci poate fi achitată până la 2 ani cu un procent mai ridicat sau până la 3, așa cum este clasic. Vreau să zic că opțiunea care a fost posibilă începând cu anul 2020 deja este solicitată pe larg în rândul părinților, deci practic avem peste 1700 de cereri în anul curent. Și de asemenea o altă modificare la fel de importantă ține de concediile pentru îngrijirea copilului și de indemnizația pentru creștere în cazul în care se modifică raporturile de muncă. Deci iarăși este un pas important pentru menținerea acestei indemnizații în contextul creșterii copilului. Ori implicarea egală a bărbaților și femeilor în creșterea copiilor are de fapt beneficii demografice și contribuie la atingerea numărului dorit de copii. De asemenea, vreau să menționez că de asemenea cu suportul Fondului ONU pentru Populație, în Republica Moldova, în anul curent, în premieră, deci are loc studiul generație și gen. În cadrul acestui studiu noi colectăm date foarte importante de calitate despre structura familiei, despre numărul de copii dorit, despre relațiile intergeneraționale. Și aceste rezultate ale acestui studiu, de fapt, ne vor servi sau vor fi incorporate în viitorul plan de acțiuni urgente în domeniul demografic, pe care ne-l propunem să îl elaborăm și să îl aprobăm până la sfârșitul anului 2020. Deci, în contextul celor expuse, stimați colegi, este necesar ca aceste eforturi ale Guvernului să fie sprijinite de către toți actorii care sunt implicați în implementarea și realizarea acestor politici importante. Pe această cale aduc mulțumiri partenerilor de dezvoltare pentru suport și succese în realizarea și atingerea celor obiective pe care ni le-am setat la lansarea acestui proiect. Vă mulțumim! Stimați parteneri, stimați colegi, și eu, la rândul meu, vreau să apreciez cooperarea noastră, care are loc deja de mai mulți ani, și vreau să menționez că este o cooperare durabilă, care s-a soldat în timp cu rezultate remarcabile în ceea ce privește sporirea șanselor femeilor în raport cu bărbații. Vreau să menționez că pe parcursul ultimilor ani, într-adevăr, au fost operate foarte multe modificări la cadrul legal, astfel încât să asigurăm și creșterea procentului de participare a femeilor în procesul decizional. Și în acest context au fost operate mai multe amendamente la cadrul legal în ceea ce privește aspectele electorale în Republica Moldova, astfel încât a fost majorată cota minimă de 40% pentru ambele sexe. La fel vreau să menționez că au fost create condiții favorabile de accedere a femeilor în politică prin aprobarea mai multor modificări cu referire la finanțarea partidelor politice din bugetul de stat. La fel vreau să zic că aceste rezultate pozitive s-au reflectat inclusiv și prin politicile care sunt promovate de către minister pe dimensiunea de sănătate, astfel încât au fost dezvoltate mai multe mecanisme în ceea ce privește controlul și supravegherea stării de sănătate a femeilor, prin micșorarea ratelor de mortalitate maternă și infantilă, inclusiv asigurarea accesului fetelor și femeilor cu dizabilități la servicii de sănătate reproductivă. La fel vreau să menționez un aspect destul de important în ceea ce ține modificarea anumitor aspecte prin prisma stereotipurilor și mai multe profesii care anterior le posedau bărbații au fost adaptate și promovate astfel încât să devină atractive și pentru fete. Aspectul de promovare a egalității de gen în domeniul științei, tehnologiilor, ingineriei și matematică. Și respectiv vreau să menționez că la acest capitol la fel sunt mai multe rezultate pozitive deja. Vreau să menționez și eforturile care au fost depuse în contextul promovării principiului egalității de gen prin aprobarea Programului Național de Implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind femeile, pacea și securitatea.
pentru o perioadă de câțiva ani pentru Republica Moldova. Inclusiv acest program conține și un plan de acțiuni care la fel vine să promoveze femeia pe mai multe dimensiuni. Vreau să menționez la fel și faptul că în contextul domeniului de asistență socială și pornind de la faptul că preponderent conform anumitor particularități naționale, femeile dețin statutul și rolul de îngrijitor, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități din membrii din cadrul familiei. Vreau să zic că în acest context a fost aprobat pachetul minim de servicii sociale care vine să susțină persoanele cu dizabilități în contextul acordării serviciului de asistență personală pentru persoanele cu dizabilități și vreau să menționez că aici o cotă cea mai mare de îngrijitoare în cazul de față sunt femeile. Acest serviciu le permite ca ele să beneficieze de salariu și de anumite garanții sociale care ulterior la fel influențează ceea ce a fost menționat mai devreme și mărimea pensiei. La fel, pentru a susține familiile cu copii, a fost promovat și serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii și nemijlocit există și serviciul de suport monetar pentru familiile defavorizate care la fel vin să acorde suport. Sigur că în acest context am menționat foarte multe realizări, dar am ținut să le scot în evidență doar pe cele mai importante care sunt. Vreau să zic că în contextul lansării proiectului de astăzi contăm foarte mult pe acest proiect și suntem siguri că de fiecare dată s-a reușit să dezvoltăm politici în suportul familiilor și miza și sarcinile care sunt trasate în acest proiect la fel vor contribui la sporirea promovării șanselor femeilor atât în cadrul decizional cât și pe alte dimensiuni. Succese tuturor și mulțumim foarte mult de suportul acordat. Vă mulțumim și noi dumneavoastră și rămâne decât să susținem noi societatea prin acțiunile noastre, sectorul privat și public al companiilor private și publice prin implementarea politicilor pe care le elaborați dumneavoastră la creșterea accesului egal al femeilor și bărbaților la o viață socială și o activitate în câmpul muncii echitabilă. Așa cum v-am comunicat ceva mai târziu, mai devreme, adică această ambițioasă inițiativă a proiectului este posibilă grație sprijinului generos oferit de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Activitatea agenției în Republica Moldova datează din anul 2004 și se numără practic 20 de proiecte deja implementate în Republica Moldova în diferite domenii, cum ar fi dezvoltare rurală, infrastructură, educație, mediu. Iar creșterea durabilă a sectorului privat și afirmarea responsabilității acestuia constituie un subiect prioritar pentru Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Și în acest sens, un rol esențial îi revine învățământului vocațional și tehnic. De asemenea, aceste eforturi se materializează prin cooptarea businessului privat în implementarea politicilor statului care sunt menite să modernizeze societatea. Este o plăcere pentru mine acum să-i ofer cuvântul domnului Alexandru Carner, șeful biroului ADA din Moldova, care ne va povesti mai detaliat despre proiect și despre ambițiile acestuia. Vă rog mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, dragi secretari de stat. Drag președinte, camerei, dragi oaspeți și participanți, invitați, o societate modernă are nevoie de o abordare modernă în ceea ce privește viața profesională și personală bazată pe principiile calității de gen. Foarte multă muncă depusă de multe femei din Republica Moldova depun o muncă foarte mare și în pofida acestui fapt, femeile se confruntă cu diverse
bariere în ceea ce privește atingerea unui echilibru între viața familială și profesională și nu contează în ce sector sau în care instituție activează acestea. Uneori aceste bariere nu sunt atât de vizibile, însă ele există. Drept rezultat, femeile devin limitate în a-și alege viața pe care și-o doresc, ceea ce în cele din urmă este un factor ce limitează dezvoltarea societății din Republica Moldova și de a prospera pe termen lung. După cum s-a menționat și mulțumesc foarte mult pentru prezentarea cooperării noastre pentru mai bine de 14 ani de când ADA a început să ofere asistență Guvernului Republicii Moldova și societatea Republicii Moldova. De atunci am susținut și ideea egalității de gen în țară foarte vehement. ADA a oferit și oferă asistență financiară și tehnică pentru proiecte care încurajează roluri egale de gen, avansarea, promovarea rolului femeii la niveluri locale și regionale și în ceea ce privește luarea deciziilor. În ceea ce privește egalitatea de gen, ADA în principiu are o viziune și o abordare care este bazată pe trei elemente. Ajustarea politicilor la nivel național, îmbunătățirea politicilor din sectorul privat, despre ce vom vorbi astăzi, și schimbarea normelor și atitudinilor sociale pe termen lung. Conform ultimelor cercetări făcute în domeniul indicului dezvoltării umane Republica Moldova, Moldova încă este pe un loc destul de îndepărtat, 107, locul 107, ceea ce privește indicile dezvoltării umane, asta din 189 de țări. Așadar, lucrurile s-au mai îmbunătățit, dar ceea ce nu s-a îmbunătățit, dacă ne gândim la inegalități, și deci vorbim despre inegalități, situația Republicii Moldova și poziția în acest indice s-a înrăutățit. Dar avem sprijinul UNFPA, a partenerilor, este sprijinul eforturile ministerului, prin acestea se încearcă să se contribuie anume la aceea de anume la reducerea inegalităților între femei și bărbați. Și cu această asistență, cu acest sprijin, noi împreună cu partenerii sperăm să sporim oportunitățile pentru femei ca acestea să-și valorifice obiectivele, aspirațiile profesionale și personale pe termen lung. Și foarte important de menționat, de asemenea, este că anume această implementare a politicilor de gen, că, important de menționat că acestea accelerează progresul Republicii Moldova în dezvoltarea și implementarea politicilor la acest aspect. Mulțumesc partenerilor, mulțumim UNFPA pentru timpul dedicat, urez echipei să se bucure de cel mai mare succes în implementarea acestui proiect. De asemenea, vreau să mulțumesc neapărat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, să mulțumesc domnilor secretare de stat pentru că se ocupă de acest proiect și au grijă de acest proiect. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Camerei de Comerț, domnului reprezentat în persoana domnului Harea, nu doar pentru participarea de astăzi, dar și pentru rolul important pe care îl joacă pentru promovarea și facilitarea implementării unor astfel de aspecte, cum ar fi politicile familiale, sectorul privat din Republica Moldova. Vă urez tuturor dumneavoastră discuții fructuoase, reușite astăzi și, de asemenea, succes mare și partenerilor noștri. Și dacă ați spus despre parteneriate și rolul acestora, trebuie să menționăm rolul important pe care îl va avea Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în implementarea proiectului, pentru că ea este atât partenerul proiectului, cât și partenerul tuturor afacerilor din Republica Moldova și are un rol, dacă vreți, de punte, de legătură dintre intențiile nobile ale proiectului și realitățile noastre pe care sperăm să le transformăm în câțiva ani. Iată de ce vreau să îi ofer cuvântul domnului Sergiu Harea, președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova, să vedem cum anume putem angaja business-ul să răspundă acestei provocări de echitate gender. Eu vă mulțumesc mult, onorată asistență, stimate doamne secretar de stat, doamna Rusu, doamna Popescu, stimate domnule Alexandru Kerner, cu care am avut foarte multe activități în comun, pentru care vă mulțumesc
și inclusiv pentru acest proiect care vin din partea Agenției Autorității pentru Dezvoltare. Vreau să o salut pe doamna Negina Apasadze, cu care am avut o discuție frumoasă anterior de lansarea acestui proiect, dar și toți cei care ne ascultă pe noi în direct. Vreau să salut lansarea acestui proiect. Este un proiect foarte necesar, aș zice eu, pentru mediul de afaceri, pornind de la câteva chestiuni. Noi, ca economiști, cunoaștem așa un indicator care este productivitatea muncii. Și cei care au făcut studiile la Academia de Studii Economice sau la alte instituții cunosc cât de important este crearea unui mediu favorabil pentru angajați în cadrul unei companii. Este cunoscut faptul și analizele economice moderne demonstrează că bunile practici implementate în cadrul întreprinderii prietenoase familiei și de gen duc la o productivitate mare a muncii. Iar crearea unui echilibru dintre aceste domenii creează și o valoare adăugată însăși companiei, asigurând veniturile necesare acestea. În cadrul acestui proiect, noi împreună cu UNFPA ne propunem să creăm o platformă de dialog unde vor participa reprezentanții sectorului privat, asociațiilor, sectorului asociativ, autorităților publice centrale și locale, factorul decizie, astfel încât să obținem rezultatul scontat. Condiții mai bune pentru angajați și rezultate mai bune pentru angajatori. În cadrul acestui proiect ne propunem, împreună cu colegii de la UFPA, să selectăm un număr de companii care sunt parte, vor fi parte acestui proiect, cărora să le ajutăm prin îndrumări, prin sprijin, prin consultanță, prin instruire, astfel încât să creeze condițiile favorabile și spre cele mai bune practici în domeniul genului și a familiei. Ne propunem ca în rezultat să obținem un sector privat mai bine pregătit provocărilor care sunt la momentul actual și ține de domeniul familiei și de gen, să ne implicăm în modificarea sau elaborarea de noi politici pe sectorul respectiv, să acordăm sprijin celor tine care se angajează în cadrul companiilor, dar și cei care sunt viitori absolvenți în cadrul anumitor instituții din domeniul educațional, tehnic și nu numai, astfel încât să oferim celor care sunt în cadrul companiilor angajați o perspectivă la noi în Republica Moldova. În final, vreau să ne urez tuturor nouă sănătate, bună stare companiilor și celor care sunt angajați în cadrul companiilor și la finele proiectului să ne bucurăm de rezultatele scontate. Vă mulțumesc și încă o dată. Sănătate, 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 că avem nevoie în condițiile acestea de pandemie. Vă mulțumim foarte mult și ar fi perfect dacă la sfârșitul anului 2022 am putea spune că în Republica Moldova a devenit la modă o tendință generală ca oricare companie, fie că este vorba de o companie de stat sau una privată, să ducă politici care sunt prietenoase familiei, să angajeze tineri specialiști, să încurajeze să nască copii, să-i crească, să-și ia concedii de maternitate bărbații. Deci avem multe lucruri de făcut în continuare și sperăm că afacerile vor răspunde pozitiv la aceste inițiative. Dar ca întotdeauna există și semințe de bune practici deja semănate pe un teren practic neexploatat deocamdată, adică și în Republica Moldova există deja la nivel intuitiv sau dacă vreți și la nivel practic sau bine gândite managerial, companii care deja implementează bunele practici și politici prietenoase familiei și intenționează să o facă. Astfel,
Eu o să vă invit întâi să vedem un mic filmuleț despre o companie de acest gen, după care am să o rog pe directoarea acestei companii, care se numește Oloipac, fabrica, pe care noi o cunoaștem mai mult cu brandul Sana și care este din Comrat, să ne povestească mai multe despre această experiență. Angajații fabricii Oloipac SRL din orașul Comrat, companie care comercializează produsele lactate Sana, beneficiază de politici prietenoase familiei. Toți cei 134 de angajați, femei și bărbați, sunt motivați să aibă copii, să se implice în creșterea lor, precum și să fie prezenți pe piața muncii. Мы не только работаем, но и растим детей. Мы их рожаем, мы их обучаем, мы их воспитываем. И вот у нас на 134 работника 120 детей. Angajații beneficiază de un program de lucru flexibil și de forme speciale de concediu. În plus, compania promovează egalitatea de șanse și încurajează bărbații să se implice activ în viața de familie. Дочке 6 годиков, она идет в садик. Был, например, вот случай, когда надо было ехать к доктору в Кишинев. Начальство вошло в положение, как бы нашло это мне замену, и я спокойно смог на пару дней поехать в Кишинев. Я уже больше 10 лет работаю в компании «Фабрика Oloipac» менеджером по продажам. Здесь я родила двух детей. Я кормила обеих дочек полтора года. Всегда шли на уступки. Я могла пойти в обед покормить ребенка. Сейчас моим детям одной 10 лет, другой 5, и ходят они на кружки, я могу отлучиться, отвезти куда надо. У меня двое детей, Тимур и Инга. Тимуру 5, Инге 2. Была такая ситуация, что я несколько раз опрашивался, меня подменяли на работе, и я сидел дома с ребенком. Вот если вдруг появится такая потребность в том, чтобы я ушел в декрет вместо жены, ну, начальство, конечно же, пойдет навстречу. Pe parcursul pandemiei de COVID-19, numărul angajaților a rămas neschimbat. Dacă situația epidemiologică se va înrăutăți și instituțiile de învățământ vor fi închise, administrația susține că ar putea înființa o mini-grădiniță pe teritoriul fabricii, astfel încât părinții să poată veni la serviciu în timp ce copiii vor fi supravegheați și implicați în activități. Уже не один раз звучит такая тема на территории предприятия, что давайте как-то придумаем, мы как-то сделаем какие-то группы или по интересам, или какой-то мини-детский садик. Это все только еще на уровне разговоров, но я думаю, что если такая ситуация будет с ковидом продолжаться, то надо будет что-то думать. Protecția sănătății angajaților, inclusiv a celei reproductive, este una dintre prioritățile companiei. De exemplu, femeile pot beneficia de anumite programe de sănătate ce le acoperă necesitățile specifice ce țin de sănătatea maternală și reproductivă. Я хочу, чтобы мои женщины, которые у меня работают, поняли, что мы их не будем увольнять, мы будем сохранять эти рабочие места за ними. Они знают, что они защищены, если им нужно будет уходить на период какой-то, они уходят, если им нужна будет финансовая помощь, мы ее окажем. Datorită bunelor practici implementate la locul de muncă, fabrica Oloipac SRL a devenit una dintre companiile campioane incluse în proiectul Mai multe oportunități prin politici prietenoase familiei, implementate de Fondul ONU pentru Populație cu sprijinul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Proiectul își propune să promoveze un mediu favorabil pentru echilibrul durabil dintre viața profesională și cea personală, în rândul femeilor și al bărbaților. Здоровье наших работников и здоровье наших детей в конечном итоге – это здоровье нашего бизнеса. Здоровье бизнеса – это маржа, которую мы сегодня можем получить, и, соответственно, всем от этого будет хорошо. И государству не в последнюю очередь. Foarte frumoase inițiative, deci se poate și în Republica Moldova, sperăm cât mai mult să preia această experiență, dar acum eu vreau să o invit pe Maria Acbaș, directoare de la Oloipac, să ne vorbească un pic despre experiențele pe care le are și motivația pentru aceste experiențe. Добрый день всем. Меня слышно? Da, vă слышно.
Спасибо вам большое за внимание, что оказалось. Вы мулцумесь петро атенция. Ну, ну, фактически, ник экстраординар. Și eu consider că dacă noi avem așa un management care este prietenos familiei, este foarte, aceasta este foarte bine și important și eu tare m-am mirat când dumneavoastră ne-ați vizitat și ați spus că suntem campioni. Eu nu văd nimic extraordinar. Propunerea așa unei susțineri și noi știm ce facem și cunoaștem ce facem, pentru că până acum noi am făcut totul intuitiv, noi toți suntem femei, noi toți avem copii, noi naștem copii, noi noi toți avem familiile și eu sunt foarte bucuroasă când noi ne beneficiem de așa o atenție, de o susținere din partea voastră și noi ne bucurăm. Vă mulțumim foarte mult. Ați spus o frază foarte și foarte importantă în acest context, работать по совести sau a lucra conștiința curată. Iată, cred că asta este baza, dacă vreți, morală și motivațională a activităților prietenoase, familiei și sperăm că vom avea un exemplu foarte bun de urmat atâta timp cât în fruntea Comisiei Europene se află Ursula von der Leyen, care este cunoscută pentru multiplele inițiative prietenoase familiei pe care le-a implementat de-a lungul carierei sale destul de lungi. Iată, am văzut care sunt intențiile partenerilor, am văzut care sunt intențiile finanțatorilor, partenerilor, chiar și a celor care vor fi beneficiari. Dacă vrea cineva să completeze, da, domnul Harea. Eu vreau doar să dau, vedeți ce membri camerei noi avem, înțelegeți? Vedem. Mai mulți de aceștia, inclusiv și dumneavoastră, printre care lucrați, știu că susține domeniul gen, cele mai bune practici trebuie promovate și la alte companii. De aia și împreună cu dumneavoastră și colegii o să facem astfel încât să preia cele mai bune practici, inclusiv și de la compania OIPA, care într-adevăr noi am fost nu dată la ei, în sudul Republicii, chiar și partea socială, foarte mult ajută și celor care au nevoie, numai celor care sunt în cadrul companiei. Noi cunoaștem acest lucru și sunt lucruri care trebuie de promovat și pe viitor. Mulțumesc! Așa este și noi avem nevoie, noi ca și oameni care, eu tot vin din sectorul corporatist, noi uneori avem nevoie, dacă vreți, și de o relaxare legală, în ce sens, că uneori codul muncii este formulat astfel încât unele întreprinderi și unii manageri de relații de resurse umane se tem ca nu cumva să încalce legislația, ca aceste, iată, plecări de la serviciu pentru soluționarea problemelor personale să nu fie cumva considerate ca niște delapidări, dacă vreți, ale legislației. Deci, noi trebuie să ne învățăm să știm că legea oferă un cadru propice, iar deja companiile sunt chemate să-și gândească și ele politicile interne așa, încât și bărbații și femeile care lucrează acolo să se simte într-un echilibru perfect între viața lor profesională și cea de familie. Altfel nu vom ajunge la o armonie socială. Dacă nu avem alte solicitări de, sau dacă avem unele solicitări de completări, vă rog să-mi dați un semn. Iar dacă nu, am să o rog pe doamna Neghina Abbaszadeh, reprezentanta rezidentă UNFPA Moldova, să preia inițiativa pentru niște concluzii și recomandări la sfârșit de sesiune și la început de drum pentru proiect. Doamna Abbaszadeh? In conclusion, I would like, of course, to thank all partners, government and private sector partners who are with us today. The project, I think, is of a great interest and resonates with the population. I think I hear my own echo. Do you hear me fine, colleagues? Yes, we hear you. I hear the translation on my side.
So currently we have around 4,000 visitors already connected to the event. So, and I'm sure that we will mobilize a much more number. So as I said before, all our efforts will be focusing on introducing family policies that will give the choice to combine work and family responsibilities. And so they have to prevent unintended consequences such as hurting women's career paths, and they have to be designed in such a way to actively engage fathers to be part of raising a family and sharing caring functions as well. So at the end of the conversation, I would like to highlight five major elements of the gender-sensitive family policy that I think will be useful for each of us to keep in mind. So the first element is that the gender transformative leave policies, which increases leave entitlements for fathers and boosting their take-up of leave. The second is the guarantee quality social services and social security benefits to recognize, reduce, and redistribute unpaid care work, which is so far remained to be women's responsibilities. The next element is the family-friendly working arrangements for both women and men. Then the next one is workforce reintegration policies, especially for women, such as vocational training, guidance, and placement services, especially for those who work for a long time at the maternity leave, of course. And then the last but very, very important element is behavior change interventions aimed at encouraging the sharing of family responsibilities between men and women. So I'm sure that our project will be very much revolutionary to a certain sense in the society. And I think our government partners, our private sector partners and CEOs for their personal commitments, and of course the Chamber of Commerce for being with us, and obviously ADA for our long-standing partnership. I'm sure that it will resonate much more in the society, and it will bring a lot of changes in the life of women and men and children as well. As you can see. Thank you very much, dear colleagues. Thank you. Eu am impresia că Alexander vrea de asemenea să aibă o remarcă de final. Cel puțin așa este mesajul pe care l-am primit eu. Yeah, thank you very much. I don't just want to mulțumesc foarte mult, am vrut doar să mai adaug pe lângă ceea ce a spus doamna Negena, că mulțumesc foarte mult echipe UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, că în atenția noastră, într-o perioadă atât de scurtă de timp, ne-au adus în atenție și a pus lumina reflectoarelor pe importanța acestui proiect. Noi, de asemenea, într-adevăr, monitorizăm aceste activități în acest sens în Republica Moldova. În curând, însă, eu voi pleca din Republica Moldova. În următoarea săptămână voi pleca în Georgia și acolo voi activa timp de 4 ani, în Georgia. Așadar, din păcate, din cauza COVID-ului, nu vă pot vedea în persoană pe toți și nu vă pot spune, nu pot lua rămas bun în persoană de la dumneavoastră și mi-ar fi plăcut foarte mult. Veți primi și un mesaj din partea mea în acest sens, dar totodată vă voi prezenta pe succesorul meu care va ajunge curând în Republica Moldova. Ei voi vorbi despre acest proiect, îl voi prezenta și dumnealui va monitoriza, se va informa cu toate activitățile și își va axa atenția pe acest proiect. Sigur, activitatea în acest sens și acest proiect va continua din partea ADA, un proiect pe care îl considerăm, de fapt, foarte important. De asemenea, acel exemplu pe care l-am văzut astăzi, companiei doamnei Maria, poate că, de fapt, și noi am putea să facem un exemplu, o povestioare despre acest caz pe mijloacele de socializare, pentru că chiar aș vrea să promovez importanța acestui proiect, acestor idei, pentru că astfel am putea susține mai multe companii și multe inițiative în acest sens. Sunt foarte mult, asta a fost tot din partea mea.
Sandrit Carner de la Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, căruia noi dorim succes în noile sale poziții. De asemenea, vrem să mulțumim astăzi pentru participare doamnei Neila Rusu, secretar de stat în domeniul asigurărilor muncii și demografiei de la Ministerul Muncii, Sănătății Muncii și Protecției Sociale, doamnei Giulieta Popescu, secretar de stat în domeniul asistenței sociale de la Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, Niginei Abazade, reprezentanta rezidentă a Fondului ONU pentru populație în Republica Moldova, domnul Sergiu Harea, președinte a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Maria Iacbaș, directoare Oloi Pac Sana, fabrica de lactate de la Comrat, și să vă dorim tuturor succes în activitate și să sperăm că la finalul acestui proiect, atunci când vom avea un eveniment de încheiere, sper live, fără COVID, să putem spune că am făcut lucruri mari și importante. O zi bună!